Salut, ciobănaș! Astăzi o să vă arăt iepurița pe care am cumpărat-o. Numai că e mai sperioasă decât iepuroiul. Găinile iară și rațele nu mă lasă în pace. O să vă arăt și unde îi țin, că nu îi țin prin curte. E foarte sperioasă. Ei, vă dau cei. Am cumpărat-o de la un prieten al meu și acum am pereche. Am căutat una să fie tot ca și iepuroiul. Să văd dacă pot să o mai mișc un pic. E sperioasă, rău. Aici e cușca unde o țin pe ea. Ei am pus niște porumb, dar o să-i dau și ei cum îi dau la iepuroi. Are lucernă. Acum mai țin provizoriu până îmi curăț cuștile celelalte, că mai am niște cuști mai mari. Unde o să le mut acolo pe amândoi. Aici am iepuroiul. El nu e așa sperios. El e mai cumit. Da. Așa. Și amestecul care îi dau să mănânci. E un amestec din cereale. Mai cam mărunt. Ceva de genul ce dau la miei. Dau și lui. Cam atât din gospodăria mea cu iepuri sau din crescătoria mea de iepuri.